Bună seara, stimați prieteni! Bun găsit la o nouă ediție Provocări și perspective actuale. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți aici cu noi, ne urmăriți. Ne bucurăm că putem să continuăm această serie de dezbateri, de emisiuni provocatoare pe teme de actualitate. Astăzi vom avea invitați deosebiți, de seamă, unul din sudul țării, celălalt din partea de nord-vest al țării. Vom vedea imediat despre cine este vorba și împreună cu dumnealor vom aborda o tematică interesantă, o tematică importantă pentru care ar trebui să ne facem timp, răgaz, să găsim o formă de implicare și în același timp să ne preocupe soarta acestor oameni. Și vom vedea despre ce este vorba. În această ediție a emisiunii ne-am propus să vorbim despre lumina Evangheliei dincolo de gratii. Probabil că intuiți că este vorba de lucrarea de misiune în penitenciarele din România, o lucrare specială aparte, și ne bucurăm ca în această emisiune să avem invitați de seamă doi oameni care sunt oameni ai lui Dumnezeu implicați de ceva ani în această lucrare. Unul chiar din orașul dumneavoastră, din Giurgiu, îi spunem un bun venit domnului Viorel Dumitru, pastor la Biserica Baptistă din Giurgiu și capelan la penitenciarul din Giurgiu, din orașul dumneavoastră. Mulțumesc frumos! De asemenea, bună seara! De asemenea, îl avem cu noi invitat în această emisiune pe domnul Iulian Siminiuc, și el pastor și capelan în lucrarea aceasta în penitenciare, în zona de nord-vest a țării, în special Satu Mare, Baia Mare, zona aceea mai de nord. Îi spunem și lui bun venit în emisiunea noastră. Bună seara și mulțumim pentru invitație. Vă mulțumim că sunteți cu noi, sperăm să ne urmăriți până la finalul acestei emisii, pentru că avem o tematică importantă și oameni deosebiți care au experiență și am vrea să aflăm de la dumnealor modul în care Dumnezeu i-a chemat în această lucrare, modul în care Dumnezeu îi folosește și cum îi folosește și de asemenea să vedem cum am putea și noi să ne implicăm, așa cum spuneam, să fim un sprijin, un real sprijin pentru oamenii aceștia care au nevoie de Evanghelie, au nevoie de mesajul lui Dumnezeu. Pentru început, aș vrea să aflăm de la invitații noștri, îi provoc așa pe scurt să-și facă o simplă prezentare, o scurtă prezentare despre dumnealor, despre ceea ce fac și apoi vom intra mai pe larg în subiectul nostru. Vom afla ceva lucruri legate de lucrarea specifică pe care o face fiecare dintre ei în zonele acestea diferite ale țării. Vom începe cu domnul Viorel Dumitru, așadar te rugăm o scurtă prezentare despre ceea ce faci, despre tine, familie, slujire. Mulțumesc mult încă o dată pentru invitație. Este, cred, un lucru inedit să vorbesc într-o emisiune întreagă despre această lucrare care am primit-o ca și o provocare din partea Domnului. Am început aventura aceasta spirituală în urmă cu 12 ani și la început, sincer, nu eram foarte conștient de ce se poate face, câte lucruri se pot întâmpla acolo. Dar o să vă detaliez mai târziu. Despre mine, sunt pastorul Bisericii Creștine Baptiste, Sfânta Treime din Giurgiu. Sunt căsătorit și am două fete. Una este studentă în București, cealaltă este în clasa a șaptea. Biserica noastră este implicată în foarte multe acțiuni și lucrarea din penitenciar este una dintre cele mai importante lucrări în care suntem implicați. Giurgiu, având cel mai mare penitenciar din țară, penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu, are undeva în jur de 1500 de
deținuți. Și atunci, până la urmă, era normal și era firesc să ne implicăm și în această lucrare. Da, îți mulțumesc, Viorel. Acum o să-i dăm legătura și domnului Iulian, tot așa o scurtă prezentare, ca apoi să intrăm în subiectul nostru mai pe larg. Da, și eu fac parte dintr-o familie binecuvântată, avem doi băieți mari, mulțumim lui Dumnezeu că și ei sunt implicați în lucrarea aceasta, merg cu noi în penitenciar de 13 ani și am început, cum se spune așa, lucrarea pe când eram și eu deținut, cam pe scurt așa, cam asta este, pe parcurs sper să mai dezvolt și mai multe lucruri. Sigur, sigur. Împreună acum, cu... da. Acum știu că tu ai și o mărturie aparte, poate facem obiectul alte emisiuni, e o mărturie deosebită a modului în care Dumnezeu ți s-a descoperit și cum a lucrat în viața ta. Sunt și destul de multe relatări și pe internet, găsesc telespectatorii noștri detalii despre lucrarea ta și despre mărturia ta. Însă aș vrea acum, așa cum ați menționat deja, pentru telespectatorii noștri să menționați modul în care ați simțit chemarea lui Dumnezeu în lucrarea aceasta. Ați spus că aveți ceva ani de când sunteți implicați și doar să punctați modul în care ați simțit cum Dumnezeu v-a chemat înspre lucrarea aceasta de vestirea Evangheliei în penitenciare. Și o să începem invers, de la Iulian și apoi la Viorel. Așa cum am zis mai înainte, lucrarea aceasta a început pe când eram eu condamnat. Am fost și eu arestat în 1996, condamnat la 25 de ani, din care după aia am rămas la 18, apoi am rămas la 15 și în timpul detenției mele, ca și oricare alt deținut, eram un om așa mai reclancitran, mai rău, dar până într-o zi, așa cum s-a întâmplat la Pavel, zic și eu, Dumnezeu mi-a apărut și m-am întors la el în anul 2000. Atunci am început, ca să-L slujesc pe Dumnezeu acolo, dincolo de gratii, am realizat am editat, de fapt, o revistă ucenicii pe atunci. A fost editată chiar la o soră din la Radio Vocea Evangheliei pe vremea aceea. Și apoi am început să fac studii cu deținuții, aveam un grup așa, în club unde ne întâlneam câte 30-50 de deținuți, apoi am început să mă implic și material cu ei și har Domnului că lucrarea a luat amploare și mai mulți deținuți, cum spunem noi, sau mai mulți colegi de-ai mei, s-au întors la Dumnezeu, mă bucuram foarte mult că la un moment dat au început să iasă cu sutele. Însă, chiar pe parcurs, poate nu voi mai menționa că în zilele noastre nu mai este harul ăla, nu mai este setea aia după cuvântul lui Dumnezeu. Cam asta e cum am început eu lucrarea. Am înțeles. Deci din perioada aceea, imediat după ce l-ai cunoscut pe Domnul, ai simțit chemarea asta să fii de ajutor acelora care... sunt dincolo de gratii, așa cum ai fost și tu. L-ascultăm și pe Viorel. Un pic diferită de a fratelui, eu am intrat prima dată într-un penitenciar în anul 1992, cred că era undeva în luna noiembrie. Eu am intrat student la teologie în anul 1992. În octombrie am început și am mers cu un grup de studenți la penitenciarul de minori de la Găiești, iar mai apoi împreună cu un grup am înființat la sugestia unor frați din biserici din București care erau implicați în lucrarea aceasta, un grup de colegi, mergeam la Târgșor, închisoarea
de femei de lângă Ploiești, cea mai mare închisoare de femei din țară, și la Găiești, închisoarea de penitenciarul pentru minori. Am făcut lucrul acesta în anii de studenție. Am absolvit în anul 1996, când fratele a început. Eu am încheiat, ca să zic așa, pentru o perioadă activitatea mea în ce privește misiunea în penitenciare. Dar venind la Giurgiu, și pentru că aveam în biserică, am pe cineva care este angajat al penitenciarului, a început să mă întrebe dacă nu cumva am putea să mergem și noi, întrucât mai sunt și alții care vin și biserica noastră nu eram prezentă la activități în penitenciar. Așa că am mers, am vizitat. La început lucrurile au fost destul de greoaie, ca să mă exprim așa. Era o altă conducere față de cea care e acum în penitenciar, vorbesc de anul 2010, dar lucrurile au avansat în mod bun, ca să zic așa. Eu am mers din partea organizației Alege Viața pe la început, ei având o organizație, România Pro Culture, și am mers câțiva ani din partea lor, după care am fost contactat de Asociația Bărbaților Creștini din Timișoara, Alin Pădurean, având un proiect extraordinar, O zi cu tata, cel în care sunt implicat și acum. După care am mers și cu Prodocens Media, cu bunul meu prieten Cătălin Vasile. Chiar am avut împreună momente în care am mers în fața deținuților. Iar mai nou merg și cu organizația Operation Mobilization sau OM România, iarăși implicare în foarte multe acțiuni și activități social, educativ, umanitar. Da, faceți o lucrare frumoasă amândoi și mi-am adus aminte de cuvintele Mântuitorului, care la un moment dat a spus: am fost în temniță și ați venit pe la mine. Sunt cuvinte mari, sunt cuvinte importante, rostite de Mântuitorul, și mă gândesc că și acolo, în pușcărie, în închisoare, în penitenciar, sunt oameni care au nevoie de lumina Evangheliei, de Evanghelie. De aceea am și numit emisiunea de astăzi Lumina Evangheliei dincolo de gratii. Un motou frumos pe care îl are Iulian în cadrul misiunii sale: o lumină dincolo de gratii. De aici mi-am și inspirat un pic în alegerea tematice emisiunii de astăzi. Dragilor, aș vrea acum să ne spuneți așa, în linii mari, în ce constă lucrarea pe care o faceți în momentul acesta, în prezent. Și dacă pandemia cumva v-a afectat slujirea și în ce fel, dacă ați reușit să mențineți acel ritm așa cum l-ați avut înainte de pandemie, acum lucrurile s-au mai relaxat, există din nou deschidere și pentru întâlniri. Povestiți-ne așa câte ceva din lucrarea pe care ați făcut-o în ultimii 2 ani, un an, doi, în perioada pandemiei, ce faceți în prezent, și o să începem invers cu domnul Viorel și apoi cu Iulian. Mulțumesc mult, Daniel. Hai să nu mai vin cu domnul și... Da, dacă stau să mă gândesc, pandemia a însemnat o perioadă de oprire din foarte multe activități care le aveam. Pot să spun că eu nu am oprit total colaborarea cu penitenciarul, având o relație foarte bună cu cei din conducerea penitenciarului. Am fost invitat să mă adresez deținuților și am avut niște proiecte, cei drept, mai mici.
Iar proiectul principal în care eu sunt implicat și este proiectul meu de suflet, O zi cu tata, a fost suspendat până luna trecută. Acum am repornit și pot să spun că am repornit în forță. Am două grupe. La Giurgiu avem ocazia să mergem chiar și în comunitate, cu toate că sunt deținuți care nu întotdeauna au avut așa ocazii să iasă în afară, și pentru ei este o ocazie deosebită să putem să mergem, să ne întâlnim în diverse locații cu familia, în special cu copiii, să avem activități în sensul acesta, tata și copilul sau tata și copiii, acolo unde sunt mai mulți copii, să aibă niște activități împreună. Deci în perioada aceasta de pandemie, sigur că am putut să văd și împotriviri. Întotdeauna există și simțim opoziție și simțim împotrivire, pentru că da, e o lucrare care unii nu pricep, nu înțeleg. Chiar la un moment dat cineva a întrebat pe fratele de la mine din biserică: domnule, ce caută pastorul tău aici? Și până la urmă ce urmărește? Ce interes are? Și a spus: domnule, știi, scrie acolo în Sfânta Scriptură exact ce ai menționat, Daniel, versetul acela, că a spus Mântuitorul că am fost în închisoare și ați venit pe la mine. Și la care omul a fost foarte uimit, așa zice: domnule, de acolo să vină treaba asta? Da, domnule, zice, de acolo e, că e scris acolo în Scriptură. Băi, zice, nu știu ce să zic, nu prea-mi vine să cred, eu totul suspectez că poate să fie altceva. Și aș mai vrea numai să spun încă un episod. La un moment dat a venit, m-a căutat cineva care a lucrat în penitenciar, ieșise la pensie și a spus: domnul Viorel, uite, vreau să vin să stau de vorbă cu dumneavoastră. Și zic: da, sigur, uite, hai să ne întâlnim și să discutăm. A venit la mine și zice: domnule, știi, uite, eu acum am ieșit la pensie și aș putea să vin să te ajut în lucrarea care o faci dumneata acolo. Zic: da, zic, foarte bine, zic, mulțumesc, cred că ar fi grozav. Zice: da, dar zice, aș vrea să îmi da și mie ceva acolo din ce primiți dumneavoastră. Și eu atunci îi spun, zic: perfect, păi zic, îți dau tot ce primesc eu. Omul s-a uitat așa nedumerit la mine și a zis: cum? Da, îți dau o bucurie sufletească, o pace lăuntrică, îți dau așa o liniște și o satisfacție extraordinară care le primești din partea lui Dumnezeu în momentul în care faci ceva care este pe voia lui Dumnezeu și care este în ceea ce vrea Dumnezeu să se întâmple în viața ta. S-a uitat omul, zice: domne, nu m-ați înțeles. Zic: nu, dumneavoastră nu m-ați înțeles. Gândiți-vă și dacă vreți asta, zic, altceva, dacă v-ați gândit la alte satisfacții de ordin material, îmi pare rău, dar trebuie să vă dezamăgesc. Dar dacă vreți să aveți stările și sentimentele astea care le am eu, vă primesc cu toată dragostea, gândiți-vă. Au trecut câțiva ani buni de atunci, dar până acum omul nu m-a mai căutat. Da, interesante experiențele acestea și vom trece imediat la aceste experiențe în care veți avea posibilitatea să evocați mărturii din lucrarea aceasta. L-ascultăm acum și pe Iulian, cum a fost lucrarea în perioada asta a pandemiei, în ce este implicat la momentul acesta, în ce constă activitățile pe care le desfășoară în interiorul penitenciarelor. Noi chiar am mulțumit la Dumnezeu într-un fel că a venit pandemia asta, să zicem pandemie. Pentru că prin felul ăsta Dumnezeu nu că nu mai ne-a cercetat, dar ne-a dat și câteva palme cu privire la lucrarea de dinaintea pandemiei. Înaintea pandemiei, de multe ori spuneam așa: nu, hai că mergem în lucrare, nu, hai că
avem timp, amânăm pătura cealaltă, lasă că facem numai o oră cu ei, pentru că ne credeam așa, cum se spune, cu timp, cu har, cu de toate. Dar când a venit pandemia, Dumnezeu ne-a arătat că trebuia să ne facem anumite lucruri și nu le-am făcut și ne durea într-un fel, ne părea rău, că nu mai putem să intrăm în penitenciar, că nu ne mai lasă să vorbim cu deținuții, că nu mai avem vizite cu ei, dar harul lui Dumnezeu că după aceea porțile s-au deschis din nou și am putut intra. Programul pe care îl facem noi când intrăm acolo, în fiecare o duminică, da, una, nu, așa mergem la penitenciarul Satul Mare, e ca la biserică. E timpul de rugăciuni, după aia o cântare, după aia o predică a unui frate, după aia iară o cântare, cu toții cântăm, sunt mai multe filmări pe YouTube și pe paginile noastre, după aia iară o predică, că în general merg doi frați să predic, eu nu predic, eu nu mai coordonez programul, mă bucur că am frați care să meargă să vorbească despre Dumnezeu. După aia ne rugăm în comun cu toții, fiecare își spune problema sau are pe bilețel, mulți pe bilețel scriu, că le rușine așa să o zică în public, noi le citim așa în general și apoi ne rugăm pentru ei, apoi maxim 10-15 minute avem consilieri cu ei separat, așa, sau față în față, pentru a discuta problemele lor cu care ei se confruntă în interior, pentru că unii, știindu-mă că eu am fost acolo, îți mai deschiși și îmi spun, uite, eu vreau să fac ceva și în afara părții spirituale, mă refer în lucruri juridice sau de natură familiară. În general, noi corespondăm foarte mult cu ei, primim foarte multe scrisori de la ei, am să vă arăt aici, eu mi-am pregătit aici, cum avem scrisori de la ei săptămânal, nu știu dacă se vede. Da, da, se vede, sigur, mulțumim. Așa. Apoi am vrut să vă arăt mai înaintea, dar mi-era mai greu. Aici se vede revista cu care am început eu, Da. În penitenciar, scriindu-o la mașina de scris. Și o minune care a făcut-o Dumnezeu atunci, eu nu știam să scriu la mașina de scris. Colegul care o bătea la mașina de scris s-a pocăit și el... nu-i dau numele acum, dar zic s-a pocăit și el în urma a tot cât a scris aici, slavă Dumnezeu Domnule. A lucrat și era și condamnat pe viață. Aia a fost interesant, că era condamnat pe viață și mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întors la Dumnezeu. Și în ultima pagină, când trebuia să o bată la mașina de scris, că sora aia care venea de la Radio Vocea Evangheliei, trebuia să o facă din nou, într-un tip mai plăcut, să zicem noi așa, și m-am rugat la Dumnezeu să mă ajute ca să pot să o bat eu la mașină. Și a doua zi când m-am dus la clubul ăla penitenciarului, am început să bat la mașina de scris. Super! Deci ca o minune din partea lui Dumnezeu și ultima pagină a revistei am bătut-o eu la mașină. După aceea așa a apărut, stai să mă dau mai așa, da, se da, vede, da? Se vede. Da, 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 mulțumim. Era ca o broșură așa, dar tipizată la o tipografie creștină din București și mergea în cam toate penitenciarele pe vremea aceea. Și în ea deținuții spuneau mărturii, corespondență unii cu alții, este pagină rubrică unde era o pagină a lor, unde scriau acolo vreau să corespondez unii cu alții, și deținuții între ei se cunoșteau din Gherla, Iud, mai multe locații, cum să spun, penitenciare, și se țineau pe partea spirituală, zicem noi. Apoi, ceea ce am vrut să mai spun, că în zilele noastre, cum am și început, e foarte greu acum cu lucrarea în penitenciar, cu privire la harul, cum zicem noi, care este acolo. Pentru că acum vin mai puțini afară, înainte cântam 100 de deținuți, 200 de deținuți, în clubul penitenciar aici la Satul Mare, este și aia filmare, mai multe filmări avem, unde se scotea câte 150-200 deținuți și era har, era așa, cum să spunem, mai, nu știu, nu, poate și fratele Daniel o să ne mai zică, dar cum e la el acolo, dar
Eu nu știu cum să zic așa, că de ce nu mai este amploarea aia, de ce nu mai este puterea aia, de ce nu se mai face lucrarea cum se făcea înainte. Cam deci asta e. Tu resimți așa o schimbare în rău care, eu știu, vine și dinspre biserică și se așa răsfrânge și asupra lucrării din penitenciar, că sunt mulți și multe voci în perioada aceasta care spun nu mai e nici la biserică ce a fost și mai ales acum după pandemie, ce a fost înainte de pandemie, dar asta e un alt subiect de emisiune. Atât am vrut să mai adăug cu privire la cum spui la biserică. Eu zic eu așa, piedica sau problema cea mai mare, acum nu știu, eu zic din partea nord-vest. Eu n-am auzit, eu merg în zeci și zeci de biserici, dar eu n-am auzit într-o biserică, acum poate era după amiază și n-am prins eu, să zic că hai să ne rugăm pentru cei întemnițați sau pentru cei din închisori sau nu. Amiez, Botoșan, Suceava, Iași, Cluj, Satul Mare, foarte multe biserici, dar să zic că la urmă, dacă eram și eu prezent acolo, zicea, hai că a venit fratele, totuși să ținem o legăciune și pentru ei, știi, sau pentru lucrarea lor. Dar și aici, pentru că oamenii, ori de câte ori, zice Domnul, nu neapărat că ați fost în temniță, v-ați rugat pentru cei de acolo, ne dă și nouă o putere. Și cum spunea și fratele, că majoritatea, păi îmi dai ceva ca să mă duc și eu, altfel nu vine. Noi din 50 care am avut, cum să spune, pe grupă, nu știu dacă mai avem vreo 5, pentru că toți s-au retras. Da, acum aici e lucrarea lui Dumnezeu, Iulian, și nu e lucrarea noastră. El e acela care poate motiva oameni și să facă în așa fel încât lucrarea să continue. E adevărat că noi ne demotivăm uitându-ne la rezultate, la roade care sunt mai puține. Ăsta e subiectul următor al nostru în discuția de astăzi. Din experiențele dumneavoastră să ne împărtășiți și asta interesează cel mai mult pe cei de acasă și pe cei care vă urmăresc făcând lucrarea în penitenciare și roadele care sunt. Se întorc deținuții la Domnul, se schimbă comportamentul lor. Tu, Iulian, ai avut parte de o binecuvântare. Dumnezeu acolo ți-a schimbat viața și uite că poți fi o binecuvântare pentru ei din libertate, dincolo de gratii pentru acești deținuți. Dar întotdeauna noi ca oameni ne uităm la cifre, ne uităm la rezultate și nu lăsăm lucrarea în seama Domnului. Adică să ne facem noi partea și Domnul să-și facă partea Lui. Domnul spunea prin Apostolul Pavel să facem tot ceea ce facem, să facem ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Dar sunt convins că și în anii aceștia, voi lucrând și slujind în mediul acesta, ați văzut modul în care Dumnezeu a lucrat, a schimbat vieți și acum aș vrea, atât cât se poate, păstrând și confidențialitatea și anumite elemente care, eu știu, nu pot fi făcute publice, dar ca o încurajare să ne povestiți așa din ceea ce ați văzut, cum a lucrat Dumnezeu în viețile acestor deținuți. Și o să încep invers cu Viorel și apoi cu Iulian. Daniel, aș vrea să te rog să-mi permit să fac și o completare la ceea ce s-a spus mai devreme. Te rog. După aceea chiar îl rog pe fratele Iulian să înceapă el cu roadele și cu experiențele. Și eu am observat că ceea ce am avut ca și reacție, ca și atitudine, ca și mod de relaționare a deținuților. Acum, sigur, eu când am mers în penitenciar, trebuia să le spui persoană privată de libertate. Acum s-a revenit la formula de deținut. Veneau cu alt interes, erau mult mai doritori să participe, să inclusiv în discuții, inclusiv în raportarea la Sfânta Scriptură, la mesaj, chiar uneori puneau niște întrebări mai complicate și așa.
Mai nou și eu am observat că atitudinea a început să se schimbe, să se relaxeze și aș vrea să fiu foarte bine înțeles. Eu cred că este normal și este bine să existe condiții demne, să existe acele condiții necesare unui om, indiferent de situația în care se află și pedeapsa care a primit-o. Dar pe de altă parte vreau să vă spun și fratele Luian poate să confirme, fenomenul care eu l-am sesizat este următorul. Cu cât le este mai bine, ca să spun așa, în penitenciar, adică condițiile lor se îmbunătățesc, atitudinea lor și reacția lor și dorința lor de a veni alături de noi, de a ne asculta, de a ne întreba, de a cere să ne rugăm pentru ei, este invers, ca să spun așa. Adică, pe de o parte, da, este normal să li se îmbunătățească condițiile, dar pe de altă parte ei au devenit mult mai relaxați și chiar distanți uneori în aspectul acesta, din punct de vedere spiritual. Pe de altă parte, elementul care s-a spus și confirm întru totul, este un subiect un pic tabu în biserică și între slujitori, lucrarea din penitenciar. Eu nu prea am găsit, sigur că Dumnezeu m-a binecuvântat cu prieteni, cu oameni deosebiți care au înțeles importanța și necesitatea acestei lucrări, dar la nivel mare, ca să zic așa, și chiar la nivel de biserică. Eu fiind pastor, au venit oameni la mine care mi-au spus: frate pastor, noi te înțelegem că dumneata te duci acolo și chiar ești preocupat și chiar ai foarte multe experiențe, dar poate că n-ar fi potrivit ca de fiecare dată sau chiar o dată la 2 săptămâni. Poate ne spui așa o dată mai la 3 luni, mai la 6 luni de lucrarea asta. Da, noi te înțelegem că dumneata ai simțit o chemare și chiar e frumos ce faci acolo, dar nu știu dacă chiar ar trebui de fiecare dată așa să ne aduci motive, că vrei, nu vrei, eu sunt pastor și trebuie să le vorbesc acolo, trebuie să mă asculte. Și unii chiar mi-au spus așa, finuți, dar doamne, da, am înțeles, dar poate că nu e atât necesar să vii să ne aduci informațiile acestea. Deci sunt modificări acolo, sunt modificări și starea și situația credincioșilor din biserică, adică un fel de confort așa și dorința de a, poate justificată, spui, domne, vin și eu la biserică și destul sunt agresat cu tot felul de știri, de vești, de lucruri rele, de nenorociri, de câte se întâmplă și vreau și eu în perioada asta cât stau în biserică, mai ales că acum cu pandemia trebuie să ne reducem și timpul de stat în biserică, haideți să auzim lucruri mai plăcute, lucruri mai frumoase, lucruri care să ne dea și noi așa o bucurie. Deci, da, este o realitate că lucrurile s-au schimbat. Eu merg de 12 ani, iar fratele de 13 ani și putem spune amândoi că nu mai e ce a fost cândva. Dar asta nu înseamnă că nu putem continua și trebuie să răspundem la provocările actuale. Așa este, Viorel. Tocmai mi-am și dorit cumva să facem materialul acesta ca o provocare, ca o informare, ca o mobilizare a bisericilor în cel puțin în lupta aceasta, în rugăciune măcar, să vă susținem, să vă sprijinim și în alte modalități. Vom vedea în ce fel putem să sprijinim lucrarea aceasta în partea finală a emisiunii noastre, însă am vrut să aducem în actualitate slujirea aceasta, care este o slujire importantă și oamenii de acolo au nevoie de mesajul Evangheliei. Mântuitorul a spus, mergeți în toată lumea. Toată lumea înseamnă și în penitenciar, pentru că e o lume aparte, voi știți mai bine cum e lumea de acolo. Ei au nevoie ca voi, ca alții, noi, să ajungem cu mesajul Evangheliei și dincolo de gratii. Iulian, despre experiențe, roade, mărturii, dacă pot ceva să ne spui așa, ca o provocare. Experiențe ar fi foarte multe. Poate noi am face chiar și o carte, dacă îmi spune așa. Într-adevăr, cum am zis, eu am 13 ani de când merg la penitenciar în zona asta, dar lucrarea a început deja de 22 de ani.
Și mulțumesc la Dumnezeu că și în interior, și în exterior am avut aceleași, să zicem, experiențe cu deținuții și cu familiile lor. Sunt foarte mulți deținuți condamnați pe viață care s-au întors la Dumnezeu. Sunt foarte multe familii ale deținuților care s-au întors în urma ascultării din partea deținutului sau al soțului sau al tatălui, să spunem, despre cuvântul lui Dumnezeu și despre întoarcerea lui în penitenciar, părinții, mama sau tata sau chiar copiii s-au întors la Dumnezeu și astăzi sunt în biserici din zona noastră în care merg împreună, după aia s-au liberat și ei și merg împreună în biserici din Oradea, din satul mare, chiar avem și acolo mai mulți deținuți care sunt integrați acum în bisericile creștine. Apoi avem gardieni care s-au întors la Dumnezeu. Și ne-am bucurat foarte mult că de multe ori când mergeam în lucrarea aceasta, veneau gardienii care ne însoțeau și care trebuia să stea cu noi în capela unității sau în club, ne luau foaiele de pe masă și că aveam pe foi scrise cântări și cântau și ei. La un moment dat, pe unii nu-i mai vedeam. Am avut o experiență cu unul, chiar în București, venea din partea Sfânta Treimii, Biserica Baptistă, de acolo vineau frații și la un moment dat un gardian nu a mai venit. Era cel mai rău gardian de pe secția a 5-a din penitenciarul Rahova, cel mai care ne bătea și pe noi și pe colegii lui. Și la un moment dat n-a mai venit. Și mi-am gândit că ce s-a întâmplat cu noi. Ne-am bucurat, am mulțumit la Dumnezeu că am scăpat de el, că nu ne mai bate și nu ne mai făcea în tot felul. Pocăiților, ieșiți afară, punct două pastoane. Dar, la un moment dat, a venit frații de acolo, de la Iuliu Valori, unul, Tuschel, Zoru, Zero, nu-l cunoșteam așa, fără păr. Și dintr-o dată zice, voi mă cunoașteți pe mine? Ne-am uitat la noi, chiar am și poze de hârtie făcute, că pe atunci încă nu era de făcut poze, dar am făcut totuși și poze acolo, cum era cu predicile și cu cuvântul acolo, și zice, eu sunt X, gardianul X. Când ne-am uitat la el, acum am zis că e cu neputință, dar ce caută ăstea cu frații? Oare o veni numai așa? Dar nu, aveam zeci de întrebări. Și spune, când am venit într-o zi după voi, cum e clubul pe secția Rahovei, acolo așa într-un colț era, când m-am îndreptat spre voi să scot la vizită, zice, dintr-o dată o putere asupra mea s-a bătut și m-a pus în genunchi. Încercam să mă ridic, să nu mă vadă camera, că era cameră sus acolo, să mă ridic din perete, să nu cumva, că dacă se întâmpla ceva cu ei, imediat vineau mascații, că pe atunci erau mascați. Și vineau mascații să vadă ce s-a întâmplat. Și n-am reușit să mă duc la voi acolo să scot pe un deținut la vizită. De rușine m-am întors înapoi așa pe genunchi, pe turâș, la birou. Nu era departe birou. Și în ziua aia și-o dat demisia. Dar până să-și dea demisia a zis, Doamne, vreau să fiu, cam nu mai țin eu minte bine cum o zis el cuvinte, dar a vrut să se pocăiască. Și s-a ridicat în picioare, zice, a primit așa o putere, s-a ridicat în picioare și a zis, de astăzi eu nu mai sunt gardian, vreau să slujesc cu Dumnezeu. Și a plecat. Și de aia noi nu l-am mai văzut. Și astăzi, nu mai știu, cred că e pe acolo, prin zona Giurgiului, dacă nu, e fostul polițist ăsta. Și de aia spun că sunt fel de fel de experiențe. Sunt, spun iarăși sunt, pentru că mă doare că în zilele noastre nu prea mai sunt. Dar poate noi spunem așa că este un timp de har, cum spunea Eclesiastul. Astăzi este pentru astea, mâine pentru celelalte și poate din cauza aceasta s-a și răcit, să zicem așa, un pic timpul ăsta sau harul ăsta și cam s-a luat de la lucrările astea cu deținuții. Iarăși sunt experiențe acolo cu deținuții care le avem, care... Și aici la satul mare erau foarte reclamcitranți, foarte răi, foarte bătăuși. Vineau gardienii la noi sau comandantul secției și zicea, domnul Iulian, dar ce ați făcut cu deținuții ăștia? Mă,
Erau răi, ne băteau și pe noi, ne înjurau, ne făceau, îi țineam la noi la muncă pentru că sculptau casete, făceau din lemn și fel de fel din lucrări de astea și nu aveam ce să facem. Trebuia să-i ținem, chiar dacă ne bat jocurea. Le mai făceam câte un raport, dar acum ce ați făcut cu ei? Dar zic eu, noi n-am făcut nimic, Dumnezeu a lucrat. Bine, în fine, Dumnezeu, dar cum s-o schimbat, știi? Și de-aia spun că sunt foarte multe experiențe cu ei, cum să spunem așa. Și nouă ne bucură. Asta ne și întărește cel mai mult. Că dacă poate Dumnezeu nu ne-ar descoperi lucrurile astea, am crede că lucrarea e în zadar și am cădea și noi, am cedat și noi. Dar când vezi câte unul, că zice Domnul, unul dintr-o mie, dacă se pocăiesc, acum acolo îmi țesc 1500 la Giurgiu. La mine am numai 540. Dar zic așa, unul dintr-o mie, dacă se întoarce la Dumnezeu, e o minune. Unul seamănă, unul udă, dar Dumnezeu face să rodească. Și harul lui Dumnezeu, este. Că acum este timpul acesta. Așa este, da. Ne-ai bucurat și pe noi, Iulian, și cred că, da, așa cum spuneai, aceste experiențe, mărturii din lucrare vă dă motivația să continuați lucrarea aceasta, știind că nu va fi în zadar, dar știind că răsplata noastră este la Domnul în cer. În ziua aceea, orice efort, spunea Domnul Iisus, chiar și un pahar de apă dat în numele Lui, nu își va pierde răsplata. Viorel, cum ai văzut tu așa perioada aceasta? Ce te încurajează pe tine făcând lucrarea aceasta de, uite, 12 ani, cu aceeași pasiune, cred, și cu aceeași determinare? Aș avea și eu foarte multe experiențe și cred că ne-ar trebui câteva emisiuni să le spun pe toate. Am avut ocazia și cred că Dumnezeu m-a surprins de fiecare dată când am intrat la penitenciar, așa cum ai remarcat de la început, acolo este o altă lume, e altceva și chiar și eu care merg acolo săptămână de săptămână de atâția ani, nu pot să spun că înțeleg întru totul, pentru că eu sunt doar unul care îi vizitează și stă cu ei câteva ore pe săptămână. Dar am avut foarte multe experiențe și foarte multe mărturii și eu am scrisori, nu le am aici lângă mine să vi le arăt. Chiar am una dintre scrisori, e atât de interesantă și acum după ce l-am văzut pe fratele Iulian cu scrisorile, îmi pare rău că nu am căutat-o să vă citesc câteva cuvinte din ea. Omul spune, eu n-am scris niciodată o scrisoare în viața mea. El a învățat să scrie la cursurile de alfabetizare din penitenciar și a fost, după soția lui, prima scrisoare care a scris-o ei, a doua scrisoare mi-a trimis-o mie să mulțumească și, bineînțeles, cu un limbaj propriu lor, pentru că este, da, poți să râzi, poți să plângi citind scrisoarea asta. Și în care omul ăla să spună, eu sunt prea mic și cuvintele mele sunt prea sărace să spun ce stări, ce sentimente, ascultând, văzând și înțelegând care este de fapt scopul acestui program pentru care ai venit aici la noi. Vreau să vă mai spun că o surpriză care am avut-o și poate ar fi bine să se gândească cei care ne privesc astăzi, o temă care o am eu, a mea parte, așa, este credincioșii care ajung în penitenciar. Da, și m-ați auzit foarte bine. Sunt situații în care eu, în momentul în care fac prezența, și fratele Iulian poate să confirme și el, în momentul în care îi auzi numele, atunci uneori întrebi de unde vine sau din ce familie este sau la ce biserică a mers. Și normal că în momentul în care am auzit că pe unul cheamă Emanuel, zic, ce nume e ăsta? Când îl vedeai așa și stăteai de vorbă cu el, nu prea te simțeai că Dumnezeu e cu tine. Și el spunea, păi domne, familia mea sunt pocăiți, dar eu sunt un nenorocit, eu sunt așa, 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 așa. Băi, și tu ce ai de gând? Ce crezi? Nu știu, domne, dacă
Și cred că pe mine Dumnezeu m-a uitat. Cred că a plecat în altă parte, m-a lăsat. Bă, băiatul, ia stai, ia gândește-te, ia nu știu ce. Bun, am avut și situații în care, de exemplu, un băiat, m-am uitat la el, cum era îmbrăcat, cum se comporta. L-am întrebat ce s-a întâmplat de fapt cu el. A fost o situație care el n-a știut să o administreze foarte bine. Vă dau doar așa câteva detalii. Fiind angajat la o firmă, patronul a uitat câteva luni să le dea salariu. Și au venit câțiva colegi la el, bărbați, și au spus: uite, noi mergem să stăm de vorbă cu patronul, pentru că și noi avem familii și tu ai familie și vrem să vedem care e situația, de ce nu ne mai dă banii. Și zice: vino și tu, pentru că și ție are să-ți dea bani. Și s-a dus și el. Nu știu exact ce s-a întâmplat în discuția respectivă, lucrurile au degenerat. Domnul patron, după discuția respectivă, a avut nevoie de recuperare câteva luni de zile într-o unitate spitalicească. Și băieții au ajuns să fie elevii mei, printre care și el. Nu știu dacă el a dat, nu știu ce a făcut acolo. Era un băiat așa de simplu, era un băiat slăbuț, firav, deci foarte frumos discuta de fiecare dată, dar în contextul respectiv a ajuns și el acolo. Pe o perioadă scurtă, ce-i drept, o perioadă scurtă de timp, dar a trebuit să experimenteze și treaba aceasta. Deci iată că sunt momente în viață în care se poate întâmpla ca cineva să ajungă acolo. Cred că rugăciunea este extrem de importantă. Lucrarea aceasta, cred că iar este foarte importantă. Așa că, cum spunea și fratele Ioan, au venit la mine ofițeri și mi-au spus: domne, pleacă schimbați de aici. E atât de bine. Au fost momente în care efectiv am fost rugat să nu mă opresc din a veni, de a vizita, chiar când au fost niște probleme și erau niște băieți mai în situații mai delicate, și a spus: domne, îi ajută foarte mult. Faptul că le mai spui și de Dumnezeu, că să mai gândești și la suflet, mai vorbești și de Sfânta Scriptură. Sigur, am avut și eu momentele mele în care am zis că nu mă mai duc. Și totuși, până la urmă, am trecut peste clipa aceea. Vreau doar să vă spun așa, ca să nu credeți că totul este așa roz și foarte ușor acolo. La un moment dat, de fiecare dată, încercam să le duc un Nou Testament. Organizația Gedeon Internațional și ei au în preocuparea lor să îi ajute. Și la un moment dat, unul dintre băieți mi-a spus: domnul, mie nu-mi dați și mie un Nou Testament? Bă, zic, nu știu, să-ți dau și ție. Da, da, zice, foarte bine. Bine că i-ai dat la ăla, ce știi ce a făcut cu ea, cu cartea aia. Și a făcut țigări. Pentru mine a fost ca un cuțit în inimă. Da, a fost extraordinar de dificil momentul acela. Am spus, cum? Din cuvântul lui Dumnezeu? Bine, băiatul respectiv zice: Domnul, stai puțin, că am făcut numai din paginile alea de la început și de la sfârșit, care erau goale, erau unele pagini albe. Dar totuși pentru mine a fost un moment foarte delicat. Am zis, eu nu mai calc aici, eu nu mai mă duc la ăștia. Cum pot să fie așa? Dar după aceea m-am liniștit și am spus, păi, dacă Domnul a zis că la ăștia trebuie să mă duc, trebuie să mă duc și la ăștia. Dar vă spun, mărturiile sunt extraordinare. Dumnezeu lucrează și are modul lui și felul lui de a acționa acolo. Am avut mulți cu mine care au venit și care mi-au mărturisit: domnule, într-adevăr, e ceva special acolo și doar trebuie să ajungi acolo. Poate și, ce să spun, faptul că se închid niște uși după tine și auzi așa un zgomot de ușa aia metalică care se închide după tine și se tot închid și se tot închid până ajungi acolo la sala respectivă, la club sau unde te duci și acum, da, ești acolo singur cu ei. Eu n-am acceptat să, niciodată, n-am cerut să mă însoțească, numai când au fost situații așa speciale. Și vreau, Daniel, iartă-mă, dar ți-am spus că pot să vorbesc foarte mult despre asta. Sigur, nu e problemă. Mi-aduc aminte de o situație, ți-o spun așa foarte pe scurt. La un moment dat,
Spuneam la început că prima conducere cu care eu am avut de-a face nu a fost foarte favorabilă. Și uneori au fost și anumite situații. Și am avut o grupă, dintre cei care erau acolo, am văzut eu un domn așa mai în vârstă, simpatic, foarte liniștit. M-am dus pe lângă el, am discutat cu el, am mângâiat așa pe cap, ce faci, nu știu ce, bun, ok. Și aveam un băiat foarte, când îl vedeai, arăta destul de mai impunător așa. La terminare, cel impunător a zis, zice, ești pastor? Da, vreau să stau și eu de vorbă așa puțin, doar puțin așa să spun ceva. Zic, bine, acum, Doamne, dă-mi putere, asta e. Am rămas singur cu el, a început să plângă. Și a spus, uite, am o fată nevăzătoare acasă, te rog frumos, pomenește-o în rugăciunile tale și dacă mai ai și pe alții, spune să se roage pentru mine, pentru ea, că mă doare sufletul, că eu sunt aici, că sunt un nemernic și am făcut lucruri proaste și alegeri nefericite, dar uite, copilul meu, mă gândesc că ar trebui să fiu un ghel. A spus, băi, stai liniștit, uite, o să mă rog, să se roage și alții. Ok, am ieșit din clasa respectivă, m-am dus acolo unde erau domnii ofițeri și la un moment dat, unde domnii, s-a întâmplat o greșeală. A fost trecurat cineva la dumneata în clasă care nu trebuia să fie, pentru că el trebuie să fie în niște condiții speciale, are un regim aparte și nu știu ce. Și eu am zis, gata, clar, ăsta care am crezut eu. Nu, era domnul acela în vârstă. Ăla era cel mai, trebuia să fiu cel mai atent cu el. Iar celălalt a fost ok. Dar spun, de fiecare dată Domnul ne dă niște momente și niște experiențe extraordinare, care ei le mărturisesc pe moment. Avem și multe mărturii scrise și provocarea mea pentru fiecare credincios este, dincolo de rugăciune, vedeți, este o întrebare care o pune Mântuitorul în Evanghelie. Ce lucru neobișnuit faceți? Asta ar fi ceva neobișnuit. Toată lumea face ceva obișnuit. Se duce la biserică, cântă, se roagă, citește Scriptura, ascultă o predică. Dar să te duci într-o închisoare este ceva neobișnuit. Și Mântuitorul te întreabă, ce lucru neobișnuit faci? Mă opresc. Mulțumim mult, Viorel. Timpul, într-adevăr, fuge, nu ne este prietenul nostru. Chiar m-ați încântat și aș mai fi vrut să vă ascult așa, poate mai facem o altă ediție. Acum, pe final, mai avem câteva minute, v-aș ruga o scurtă concluzie, o provocare. Viorel deja a și spus să facem lucruri neobișnuite. Iulian, Viorel, scurtă concluzii pentru ascultătorii noștri. Vreau să încep eu și îl las pe fratele să încheie. Foarte pe scurt, vreau să spun că mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care m-au înțeles niște oameni deosebiți. Dacă întotdeauna eu am spus cine vrea să vină alături de mine și am avut oameni care au venit alături de mine. La început am luat oameni mai în vârstă, au venit, nu prea au mai venit, dar în schimb în ultimii ani pot să spun că biserica noastră este implicată și pe lângă mine mai am o grupă de băieți. Bogdan este liderul lor, Florin, Alin, se duc într-o lucrare cu Stânca Veacurilor și fac o lucrare foarte frumoasă. Ei sunt nerăbdători să meargă și chiar fac o treabă extraordinară. Pe urmă, am în biserică absolvenți de psihologie. I-am luat cu mine în practică, i-am luat ca voluntari să vad acolo. Până la urmă, unul dintre psihologi, după ce a făcut voluntariat, s-a dus, a dat examen, a luat examen și este ofițer psiholog la penitenciarul de maximă siguranță din Giurgiu. Deci, dacă la început a fost pentru mine așa o aventură a credinței, acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt și alți oameni care au înțeles și care merg și fac lucrarea aceasta. Fie ca și angajați, fie ca și voluntari pe diverse proiecte care le desfășoară în cadrul penitenciar. Extraordinar! Mulțumim mult, Viorel! Asta da, lucrare încurajator. Iulian, te rugăm, o scurtă concluzie, așa, o provocare. Concluzia o spune însuși cuvântul lui Dumnezeu și noi aici de multe ori suntem vorbitori, oamenii dacă vor ne ascultă, dacă nu, dacă
să zicem așa, dar în Matei 25, începând cu versetul 31, în care începe chiar acolo și spune: atunci când mă voi întoarce, deci e un fel de avertisment din partea Domnului sau e un fel de înfățișare a începutului judecății a lui Dumnezeu, voi aduna în fața mea, cum ar veni, eu spun cuvântul mai așa, mai de zilele noastre, sau va strânge oamenii în față și va întreba. Și apoi începe și spune că ori de câte ori ați făcut una din lucrurile acestea, mie mi le-ați făcut. Nu cred că cei care spun că citesc cuvântul, am auzit care au citit Biblia de 8 ori pe an, când au trecut prin Matei 25. Și sunt trei versete, 36, 39 și 43, unde se menționează foarte mult chiar de Domnul acolo, că când ați fost în temniță și ați venit pe la mine, la mine ați venit de fapt. Sau când nu ați făcut lucrul acesta, mie nu mi le-ați făcut. Și la urmă, la ultimele versete, spune Domnul că celor care nu au făcut lucrurile acestea, urât spune, eu nici nu vreau să pronunț, că spune plecați de aici blestemaților, dacă ai spune astăzi unui frate pleacă de aici blestematule sau putare, ce ar fi acolo cu toată cu familia lui, dar el spune în general că plecați de aici blestemaților, iar celor, iar le spune veniți la mine toți cei binecuvântați care ați făcut una din lucrurile acestea. Da, și mulțumim. În general, cam aici. Atâta vreau să mai spun, te rog, da, în încheiere, că cei care vor să vadă mai multe lucruri, să spunem așa, sau să afle mai multe lucruri, chiar ne sună mulți, frate, zicem așa, se pot uita, avem un site, o să-i dau te rog, da, link-ul, nu? Ucenicii FBI, asta vine de la Fundația Binefacere Iosif, pe tricourile noastre scrie FBI și mulți spune, vai, dar și eu venit FBI, numai mai jos scrie lucrăm pentru Dumnezeu, într-o paranteză așa mare. Și ucenicii FBI.ro sau pe Facebook la Fundația de Binefacere Iosif, acolo sunt deținuți care se vede, care noi i-am lăsat să-și facă lucrarea, acum s-au și liberat unii dintre ei, i-am lăsat să predice cuvântul lui Dumnezeu, să cânte sau să spună ceva ce a avut de spus. Și una iar ultima din nevoi pe care noi o spunem în ziua de astăzi, nu este să ne spunem noi că numai neapărat în rugăciuni, asta e primordială, dar este o nevoie de comunicare, de apropiere, de... Acum nu așteptăm noi de la frați din biserică, bă, bravo frate, bine faceți, că oricum numai palmi scuipatul și astea am primit, dar zic așa, în concluzie, să ne apropiem și cu cei care fac lucrarea în penitenciar. Cum spunea și fratele mai înaintea, că numai nu i-a spus că hai zi la un an de zile, că asta e o lucrare care nu ne interesează. Amin. Da, mulțumim mult, Iulian, Viorel, vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Vă doresc și vă dorim multă binecuvântare în slujire, lucrarea pe care o faceți. Trebuie să punem punct aici emisiunii, timpul deja s-a scurs. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Așa cum a fost provocarea invitațiilor noștri, faceți lucruri neobișnuite, mergeți chiar și în penitenciar, pentru că s-ar putea acolo să vă întâlniți cu Domnul în persoana unui deținut sau unei deținute și să faceți o lucrare pentru Domnul. Și aceia au nevoie de mesajul Evangheliei. Să ne rugăm pentru invitații noștri care fac lucrarea aceasta și pentru alții care, ca ei, merg săptămânal sau poate de două ori pe lună sau de trei ori pe lună în mediul acela care este un mediu aparte. Dragi telespectatori, vă mulțumim, trebuie să punem punct aici. Sunt Daniel Alexandrescu, vă așteptăm și data viitoare la o nouă întâlnire la emisiunea Biserica în Actualitate.